ocazia a Sfântelor Sărbători, doresc să transmit un mesaj cetățenilor Comunei Ardeoani, atât celor din țară, cât și celor din străinătate. Se spune că loviturile pe care ți le dă viața îți tăbăcesc pielea și îți ascute atenția. Cu cât înduri mai mult, cu atât ești pregătit să înfrunți cu forță următoarele provocări. Este o traducere a celebrului citat, ce nu te omoară, te face mai puternic. Spun asta că de o bucată bună de timp, mai precis de când ocup funcția de primar al Comunei Ardeoani, am fost ținta voitorilor politici, care lovindu-mă nu pentru faptele mele, ci pentru curajul de a mă implica în rezolvarea problemelor comunității, crezând că pot condamna Comuna Arduani la subdezvoltare. Până la urmă, tenacitatea și dorința mea, precum și sprijinul oamenilor de bine din Comuna noastră, Mă face să spun că acum privesc lucrurile cu optimism și mândrie. Cea mai grea povară a noastră a fost insolvența, care, prin efectul nefast, ne-a să funcționăm într-un regim sever de austeritate, fără niciun sprijin din partea autorităților, și care, până la urmă, s-a dovedit a fi o procedură diabolică a sistemului. Acest calvar a durat aproape opt ani, dar, până la urmă. Prin decizia civilă numărul 187 din 7 a 3 a 2019, am fost scoși din insolvență, oferindu-ne posibilitatea să mai luăm o gură de oxigen. Doar răbdarea și, efortul, și eforturile conjugate ale echipei pe care o conduc au făcut posibilă supraviețuirea noastră. Voi încerca pe scurt să mă explic, enumerând aici doar câteva realizări, în opinia unora ca fiind imposibile, și anume... Școala Ardeoane obiectiv de mare importanță pentru instruirea copiilor noștri, dar care până la urmă s-a dovedit a fi singurul motiv al intrării noastre în insolvență. Dacă a construi o școală modernă este condamnabil, vă las pe dumneavoastră, dar și cetățenii Comunei Ardeoani, să trageți concluzia. Podul Leontenești, care de foarte mult timp părea, nu se mai realiza. Și iată, acum, în anul 2019, ne putem mândri cu unul dintre cele mai mari poduri peste râul Tazloul Sărat. Acest lucru a fost posibil după ieșirea primăriei Ardeoani din insolvență. Modernizarea și asfaltarea parțială a drumului comunal 178 Leontenești, care la această dată oferă posibilitatea circulației în deplină siguranță, și acest lucru a fost posibil tot după ieșirea din insolvență. Recalibrarea și reconfigurarea albei rului Sărat, după foarte multe intervenții la cei de la Seghea și Abaseret. Decolmatarea pârailor după inundații și în special pârâul Frasin și Bănășoaia, care a provocat un adevărat dezastru în Comuna Ardeoani. Decolmatarea și betonarea șalțurilor de scurgere a apelor fluviale. Avem întocmită documentația și finanțarea asigurată pentru asfaltarea drumurilor comunale și vicinale pe tot teritoriul Comunei Ardeoani, lucru posibil tot după ieșirea din insolvență. Întocmirea documentației pentru canalizare și stație de epurare și acest lucru posibil tot după insolvență. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale, proiect aflat într-o fază avansată și care cu siguranță face obiectul investiției începând cu anul 2020, tot după insolvență. În ceea ce privește. Reabilitarea podului Ardeoani. Am depus la Compania Națională de Investiție documentația și așteptăm în luna ianuarie finanțare și pentru acest obiectiv atât de important pentru cetățenii satului Ardeoani. Sigur că mai sunt multe de spus, dar spațiul și timpul nu ne permit. Poate în viitor, mai precis în mandatul următor, 2020-2024, vom avea posibilitatea să mai stăm de vorbă. Dar iată, vrând nevrând, am scăpat o informație în premieră și anume aceea că intenționez să mai candidez pentru un nou mandat. Sigur că se vor găsi cârcotașii, cei care se nasc certitudini și mor speranțe. Cei care au fost, sunt și vor rămâne doar la statutul de candidat de serviciu al unor partide politice și care cu siguranță vor comenta în fel și chip. Dar asta este treaba lor. Să abandonăm acest subiect care nu face plăcere și vă rog să-mi permiteți ca la sfârșit de an să transmit tuturor și în mod special cetățenilor comunei Ardeoani urările cuvenite. Să fiți sănătoși, bucuroși și să nu vă pierdeți speranța de mai bine, pentru că se pare societatea a căpătat o direcție bună și viitorul ne rezervă o viață de calitate. Vă respect și vă iubesc cetățeni ai Comunei Ardeoani, atât pe cei de acasă cât și pe cei din străinătate. La mulți ani, sărbători fericite!